Această dimineață aș dori să ne oprim asupra versetelor 15 până la 27 și să vedem o lecție care este de fapt subliniată în toată Sfânta Scriptură, și anume că pocăința este singura cale spre restaurare. O scurtă trecere în revistă, recapitulare a cărții Ioel. Capitolul 1 și capitolul 2 stau într-un fel în oglindă. Ambele capitole vorbesc despre o judecată a lui Dumnezeu, este o profeție a judecății lui Dumnezeu. Și ambele capitole, în lumina acestei judecăți a lui Dumnezeu, în capitolul 1 una care a avut loc, în capitolul 2 una care va avea loc, în lumina acestor judecăți a lui Dumnezeu, Dumnezeu cheamă poporul la pocăință. Într-un fel, în toată Sfânta Scriptură găsim evenimente de același fel. Vedeți că în istorie Dumnezeu a trimis judecăți pe pământ, a trimis judecăți peste popoare, a trimis judecăți în poporul Israel. Și într-un fel Dumnezeu a lăsat un fel de prototip prin aceste judecăți la ceea ce va fi în mod final, la o magnitudine pe care mintea noastră nu o poate cuprinde. Și anume că înainte de judecată este un tip de pocăință. Noi suntem într-o perioadă acum în care Dumnezeu ne cheamă la pocăință și prin noi cheamă pe ceilalți la pocăință, pentru că va veni o zi a judecății, o zi care este reală, o zi istorică, o zi care ar trebui să lase un impact puternic asupra sufletelor noastre. Repet, toată Sfânta Scriptură, dacă vă uitați, sunt momente de chemare la pocăință după care urmează o judecată. Momente de chemare la pocăință după care urmează o judecată. Și tot așa, lucrurile acestea sunt adevărate. Noi nu putem pur și simplu să ne trăim viața în speranța că ziua judecății va fi tot mai departe. Vedem că Dumnezeu a aplicat judecăți preliminare, dacă aș putea să spun așa, judecăți mai mici înainte de judecata cea mare, tocmai ca să ne ilustreze faptul că ziua judecății finale este o zi a judecății reală. A fost judecată Sodoma și Gomora, a fost judecată lumea prin potop, au fost judecate popoare la rând, în fel și chip. Dumnezeu face lucrul acesta, este un principiu pe care îl găsim în toată Sfânta Scriptură și vedem că Dumnezeu a aplicat același principiu și la poporul Israel. Poporul Israel a trăit cu senzația la un moment dat că dacă este poporul ales, că dacă este în legământ cu Dumnezeu, într-un fel sau altul, Dumnezeu nu va aplica același principiu. Și dacă noi nu ne pocăim, peste noi nu are cum să vină aceleași judecăți. Deși Dumnezeu chiar de la întemeierea legământului a avertizat poporul Israel, dacă nu țineți poruncile pe care vi le-am dat, dacă nu trăiți în felul în care, o să vi se întâmple exact ca neamurile pe care le-a nimicit dinaintea voastră. Da? Dumnezeu nu își neagă caracterul lui, Dumnezeu nu caută la fața omului, Dumnezeu nu poate fi tras pe sfoară, Dumnezeu nu poate fi îmbunat, Dumnezeu nu poate fi mituit sau amăgit ca dumnezeii sau zeii păgânilor. Dumnezeu are un caracter pe care nu-l negociază, Dumnezeu are niște principii pe care nu le negociază și pe care le aplică fără să caute la fața omului. În această porțiune de text avem prezentată exact același tipar. Este o chemare la pocăință, dar în același timp este o promisiune a restaurării pe care Dumnezeu o dă. Este foarte interesant, dacă nu mă înșel, Calvin zicea că nimeni nu se poate pocăi cu adevărat decât dacă vede în Dumnezeu nu doar dreptate și sfințenie, ci și speranță. Nimeni nu se mă pocăiesc, mă întorc la ce? Cu speranța că ce? Deși Dumnezeu nu este obligat să ne dea niciunui dintre noi să ne restaureze viețile noastre din punct de vedere spiritual sau material, Dumnezeu nu este obligat să facă lucrul acesta, totuși Dumnezeu ne lasă promisiuni în Sfânta Scriptură prin care ne încurajează să ne pocăim. Noi nu ne pocăim, noi mă pocăiesc și o-i vedea ce-o fi. Nu, noi ne pocăim pe baza unor promisiuni pe care Dumnezeu ni le-a dat că pocăința noastră va duce la ceva. Dacă pocăința noastră este primită, este acceptată de Dumnezeu. Însă și chemarea la pocăință este foarte importantă. Este o metodă a harului lui Dumnezeu. Însă și chemarea la pocăință. Însă și faptul că Dumnezeu te cheamă la pocăință înseamnă că Dumnezeu deja lucrează în viața ta. Da? Chemarea la pocăință nu este un fel de
chemare exterioară pe care Dumnezeu o dă și Dumnezeu stă în spate ca un spectator. Mulți oameni prezintă Evanghelia în felul acesta, dar Evanghelia nu asta este. Evanghelia nu este doar o ofertă pe care ne-o face Dumnezeu. Chemarea Evangheliei la pocăință nu este doar o ofertă pe care ne-o face Dumnezeu. Dumnezeu ne pune la dispoziție, Dumnezeu ne dă o șansă. Este mult mai mult decât atâta. Chemarea Evangheliei este însoțită de puterea lui Dumnezeu. Chemarea Evangheliei este însoțită de puterea Duhului Sfânt care lucrează în inimile celor care aud această chemare a Evangheliei. Acesta este felul de lucru al lui Dumnezeu. Este o chemare a Evangheliei, este o proclamare a Evangheliei, este o proclamare a tuturor lucrurilor care înseamnă Evanghelia, dar în același timp este o lucrare secretă, supranaturală, puternică, invizibilă, lăuntrică a Duhului Sfânt în viețile celor care aud această Evanghelie. Dacă am fi lăsați doar cu predicarea exterioară a Evangheliei, nu s-ar pocăi absolut nimeni. Noi am putea să ne întrebăm, totuși vedem în Sfânta Scriptură că Dumnezeu cheamă oamenii la pocăință și responsabilitatea de a se pocăi este lăsată pe umerii lor, corect? Fără doar și poate, nu se pocăiește Dumnezeu în locul nimănui. Faptul că eu nu văd felul în care Dumnezeu lucrează și intern, pe lângă predicarea exterioară a Evangheliei, nu înseamnă că Dumnezeu nu lucrează intern. Este un semn când Dumnezeu lasă ca Evanghelia să fie propovăduită la scară largă. Este un semn că Dumnezeu vrea să mântuiască oameni. Nu lasă Evanghelia să fie predicată și chemarea Evangheliei să fie rostită doar așa aiurea. Da? Este un semn chiar în simplu fapt al predicării că Dumnezeu vrea să întoarcă oamenii cu sufletele, cu inimile către El, cu viețile către El. Este interesant în pasajul acesta că după ce prezintă chemarea la pocăință, promisiunea restaurării, imediat după aceea, Ioel vorbește și prezintă promisiunea coborârii Duhului Sfânt. Foarte important lucrul acesta, pentru că îl vedem repetat în Noul Testament chiar de la cincizecime. Este o pocăință pe care o cere Dumnezeu de la oamenii aceștia, Faptele Apostolului, capitolul 2. Este o pocăință și promisiunea dată după pocăință aceasta este următoarea. Ascultați, spune Petru așa. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus spre iertarea păcatelor voastre. Asta e restaurarea spirituală. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Mulți oameni își imaginează relația cu Dumnezeu sau promisiunea Evangheliei simplu atât. Ea este promisiunea Evangheliei asta, să nu mă înțelegeți greșit. Este asta, e foarte importantă, dar este mai mult decât atât. Doamne, pocăiește că Dumnezeu o să te ierte. Bun, m-am pocăit, Dumnezeu m-a iertat, îți liniști de acum. Este mult mai mult decât atât. Dumnezeu vorbește despre revărsarea Duhului Sfânt peste popor, da? Despre o înnoire a vieții poporului. Despre înnoirea trăirii poporului. Se schimbă cu totul istoria poporului în întregime. Nu doar ei trăiesc toată viața, oamenii suntem iertate, cu păcatele iertate. Este mult mai mult decât atât. Repet, este importantă iertarea păcatelor, dar este mai mult decât atât. De exemplu, în Fapte, capitolul 3, când predică din nou Petru după vindecarea ologului din naștere, el spune în felul următor, pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele și merge dincolo de asta. Ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să se trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Da? Același lucru îl vedem repetat aici. Dumnezeu cheamă poporul la pocăință și trebuie să înțelegem, aici este o chemare publică, o chemare a comunității la pocăință. Nu este o chemare doar a indivizilor. Da? Fiecare în particular acasă să se ducă să pună pe genunchi cu familia sau singurei și să se roage să ceară de la Dumnezeu iertare că Dumnezeu îi va ierta. Nu, este o chemare a comunității la pocăință, o chemare la o pocăință publică și o promisiune a restaurării comunității și o promisiune a revărsării Duhului Sfânt peste comunitate. Eu sunt ferm convins și în această adunare se predică lucrul acesta suficient de clar că în momentul în care ne întoarcem la Dumnezeu primim Duhul Sfânt. Nu există, eu nu am niciun dubiu în privința asta. Primim Duhul Sfânt în momentul întoarcerii noastre la Dumnezeu, în momentul regenerării, în momentul pocăinței, în momentul credinței, în momentul în care ne punem toată încrederea în Domnul Iisus Hristos. Nu am niciun dubiu în privința asta. Dar revărsarea Duhului Sfânt peste o comunitate este altceva. Manifestarea cu puterea Duhului Sfânt peste o comunitate este altceva. La fel cum există o diferență între primirea Duhului Sfânt și manifestarea plinătății Duhului Sfânt în viața mea. Eu pot să am Duhul Sfânt și să nu fiu plin de Duhul Sfânt, da? De aceea cred că este important pentru noi pasajul acesta, extraordinar de important pentru noi pasajul acesta, pentru că ni se face o chemare la pocăință nouă care suntem poporul lui Dumnezeu, da? Punem în paralele, s-a făcut o chemare la pocăință lor care erau poporul lui Dumnezeu. Nu este chemată lumea aici la pocăință.
Este chemat poporul lui Dumnezeu la pocăință. Poporul lui Dumnezeu care avea legea, poporul lui Dumnezeu care ținea ritualurile, poporul lui Dumnezeu care făcea ceremoniile, poporul lui Dumnezeu care știa doctrinele, poporul lui Dumnezeu care era în temă cu lucrurile acestea. Poporul lui Dumnezeu este chemat la pocăință cu promisiunea că poporul lui Dumnezeu va fi restaurat, cu promisiunea că peste poporul lui Dumnezeu va fi revărsat Duhul lui Dumnezeu. Eu cred din toată inima mea și nimeni nu poate să-mi schimbe convingerea aceasta că există o manifestare a Duhului Sfânt pentru comunitate, pentru corporație pe care încă n-am experimentat-o până acum. Deci nu mă refer la chestii gen carismatice, nu știu ce valuri, vine un alt val, vine... Nu! Mă refer la o manifestare care poate să devină obișnuită în adunare cu condiția ca noi să trăim în pocăință, cu condiția ca noi să practicăm pocăința. Există o manifestare puternică a Duhului Sfânt în toate privințele, în sfințirea noastră, în slujire, în evangelizare, în impactul nostru în societate. Poate să... Credeți că poate să existe mai mult decât experimentăm până cât am experimentat până acum? Cu siguranță există. Cu siguranță există. Însă vedem principiul acesta în Sfânta Scriptură. E extraordinar de important. Dumnezeu nu lucrează în păcat. Nu este felul lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu produce prin Duhul Sfânt pocăința noi, dar înainte produce pocăința. După aceea ne binecuvintează, da? El ne dă ceea ce ne cere, spunea Augustin. Doamne, dă-ne ceea ce ne cere. Nu știu, în altă formulare de asta spunea. Doamne, dă-ne, lucrează în noi ceea ce ne cere. El ne cere pocăința, lucrează în noi pocăința, dar întâi lucrează pocăința, după aceea ne binecuvântează în alte feluri. Acum vom citi pasajul acesta și vom vedea că una dintre marile promisiuni ale restaurării, cea mai mare porțiune din text, dată poporului Israel, are de-a face cu lucrurile materiale, cu lucrurile fizice. În legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul Israel, foarte clar s-a stabilit că dacă poporul ține legile lui Dumnezeu, Dumnezeu va binecuvânta din punct de vedere material. Vor fi bogați, vor fi prosperi. Nu bogați, cum am cântat noi cântarea de mai înainte, da? La tine vin cum sunt, mă faci bogat și înnoit. Nu bogat în sensul spiritual, bogat fizic, da? Deci s-au avut o perioadă de prosperitate în care au fost putrezi de bogați. Noi au fost bogați, au fost prosperitate materială foarte puternică în poporul lui Israel. Dumnezeu, în legământul pe care l-a făcut cu ei, a lăsat promisiunea asta. Dom'le, vă țineți de lucrurile astea, o să vă dau prosperitatea asta. Este important legământul pe care Dumnezeu l-a stabilit cu ei, pentru că ni se arată că și dacă Dumnezeu ne-ar face putreți de bogați, asta nu este o siguranță că noi vom trăi în pocăință. Noi acum, gândind după atâta mare de timp, am zice, mă, ăștia sunt normali la cap. Deci Dumnezeu îi umple de binecuvântări și ăștia spun, mă, cred că ar fi mai fain cu Baal. Acum, dacă Dumnezeu cerurilor și pământului te umplu de binecuvântări, ce trebuie să ai tu în mintea ta bolnavă ca să te duci acum la Baal și la Astarte? Dacă tu vezi că Dumnezeu te-a binecuvântat, știți ce? Păcatul. Păcatul. Curviile, uciderile, hoțiile. Păcatul care s-a născut în ei a făcut nemulțumiți cu prosperitatea extremă pe care i-a dat-o Dumnezeu. I-a făcut Dumnezeu o binecuvântare în mijlocul popoarelor, chiar din punct de vedere material. Păcatul i-a făcut. Prosperitatea materială nu este o siguranță a faptului că noi vom trăi în pocăință și în sfințenie. Dacă Dumnezeu ne-ar face pe toți bogați deodată astăzi, noi suntem bogați dintr-un punct de vedere, chiar și material, față de restul lumii. Dar dacă ne-ar face mult mai bogați decât suntem acum, asta nu este o siguranță că vom trăi în sfințenie. Deloc nu este o siguranță că vom trăi în sfințenie și vedem lucrul acesta cu poporul Israel. Ce am vrut să spun cu lucrul acesta este că dacă poporul Israel i s-a dat promisiunea restaurării fizice, da? Promisiunea unei binecuvântări materiale în urma pocăinței, asta nu înseamnă că noi putem aplica fără niciun fel de problemă textul ăsta nou. Am auzit nenumărați oameni care au o oarecare teologie carismatică și care predică toate pasajele Vechiului Testament destinate precis Israelului care era în acest legământ cu Dumnezeu, le aplică și le predică fără niciun fel de problemă bisericii sau celor care sunt în nou legământ. Deci este o confuzie foarte mare care se face între vechiul legământ și între noul legământ. Între condițiile și promisiunile vechiului legământ și condițiile și promisiunile noului legământ. Acum eu sunt, ca să lămuresc lucrurile mai mult, eu sunt ferm convins că în urma unei vieți de pocăință Dumnezeu dă și prosperitate materială. Și cea mai mare dovadă pentru noi, istoriei vorbind, este Europa de Vest. Care odată ce a venit reforma și a venit lumina Evangheliei și oamenii s-au întors la pocăință, nu a existat altă zonă în lumea aceasta care să fie binecuvântată într-un asemenea mod din punct de vedere material. Încât lipitorile astea spirituale acum care l-au respins pe Dumnezeu și au devenit seculari și l-au scos pe Dumnezeu din societate, încă sug
Binecuvântările materiale care vin în urma, binecuvântările materiale care vin în urma principiilor stabilite de reformatori. Ei nu culeg acum binecuvântările materiale în Europa de Vest pe principiile lor, pe principiile lor seculare. Nici vorbă de așa ceva. Pe principiile lor ateiste, nici vorbă de așa ceva. Ci pe principiile Sfintelor Scripturii care au fost aplicate de reformatori. Eu sunt ferm convins, repet, că în urma pocăinței Dumnezeu dă și binecuvântare materială. Dar această binecuvântare materială vine pentru noi nu pe baza unor promisiuni a legământului. Că nou legământ nu ne sunt făcute asemenea promisiuni. Da? Ci vin pe baza suveranității și providenței lui Dumnezeu. Da? Eu nu mă pocăiesc ca astăzi, zic, a, evreii au fost chemați la pocăință și li s-au promis prosperitate materială, eu mă pocăiesc și mi se va da prosperitate materială. Nici vorbă de așa ceva. Eu mă pocăiesc în relație cu Dumnezeu pentru că Dumnezeu îmi cere lucrul acesta și când promite cel mai important lucru, o relație autentică cu El, o relație curată cu El, îmi promite viața veșnică, îmi promite o viață trăită cu El și prosperitatea materială, binecuvântările acestea vin așa după cum hotărăște Dumnezeu. Lăsăm pe Dumnezeu și dacă nu lăsăm. Noi avem expresiile astea. Lasă Duhul Sfânt să lucreze. Lăsați-L pe Dumnezeu să facă nu știu ceva. Noi lăsăm pe Dumnezeu în suveranitatea Lui să ne binecuvânteze cum vrea El și dacă nu îl lăsăm noi, El tot o să ne binecuvânteze cum vrea El. Da, dacă îți dă ție un sentiment mai păcut, să simți tu că L-ai lăsat, așa că inima ta s-o eliberat față de Dumnezeu și accept suveranitatea Lui Dumnezeu, oricum asta nu face nicio diferență în realitate decât în inima ta. Noi uităm la prima parte, care este o chemare la pocăință și apoi la a doua parte, care este o promisiune a restaurării. Haideți să vedem cum cheamă Dumnezeu poporul public la pocăință. În primul rând zice versetul 15, sunați cu trâmbița în Sion. M-am gândit ce paralele aș putea să fac pentru dumneavoastră, sunați cu trâmbița în Sion. Ce era asta? Era o chemare, sunatul cu trâmbița, era fie o chemare la sărbătoare, fie o chemare la război. Era un sunet care trebuia să-l audă toată lumea. Era un mod de a-i conștientiza, de a-i trezi. De a-i face să înțeleagă că este ceva neobișnuit, ceva special, ceva cu totul diferit decât ce a fost până acum. Din umblarea lor zilnică, din felul lor obișnuit de a trăi, trebuiau să se oprească și să înțeleagă că urmează ceva deosebit, ceva neobișnuit. Cum ar fi asta astăzi? Dacă te-ai referit la tine ca persoană, ca și cum ai scrie un e-mail din ăsta așa, cum mai au unii... predice așa în titlu, exploziv, da? Exploziv. Scrii un e-mail exploziv la toți oamenii pe care îi cunoști tu. Și dacă n-ai citit niciun e-mail, citește numai pe ăsta. Așa de important e ce vreau să spun, da? E ca și cum ai face ca toți prietenii tăi, ca toți oamenii cu care ai tu contact, să audă lucrul pe care vrei să-l spui. Dacă ar fi să scrii e-mailul ăla, sau dacă ar fi, nu știu în ce mod, dacă ar fi să trimiți un mesaj la toți prietenii tăi, cu ce ai trimite? În ce situație ai putea să ajungi încât să dai vestea aia la toți prietenii tăi? În ce situație? O situație asemănătoare în care am dat un mesaj ăsta, nu chiar la toți, la foarte mulți, a fost când s-a născut primul nostru băiețel. Nu știu, mi s-a părut că e cel mai frumos copil din univers. Și am dat, acum unii mi-au spus, bă, nu trimite poza, că n-are sens, știi? Dar dacă ție îți se pare că e frumos, e ok, trimite numai mesajul, da? Și am trimis numai mesajul. Așa mi s-a părut, da? Impactul a fost așa de puternic încât am simțit nevoia să dau vestea la toți. Acum, ce te-ar făcea pe tine? Ce s-ar putea întâmpla încât să apelezi la toți? Încât să-i anunți pe toți cu ceva anume? Sau să apelezi la toți pentru ceva anume? Ce s-ar putea întâmpla? Lucru pentru care spune Dumnezeu că ar trebui să se sune cu trâmbița în Sion. Lucru pentru care spune Dumnezeu că ar trebui să se vestească peste tot este pocăința. Este pocăința. Interesant, nu? A, asta. A, mă gândeam că altceva. Să dă ceva bani la primărie sau să iau bani europeni mai ușor sau cine știe ce, dar pocăința? Da, pentru Dumnezeu și pentru noi cu mintea înnoită prin pocăință, putem să vedem că pocăința este cerința principală a lui Dumnezeu. Sunați cu trâmbița în Sion. Este o conștientizare întâi, da? Treziți-vă, este ceva special, nu e ceva obișnuit cum vă gândiți voi. Și apoi Dumnezeu face o chemare. În chemarea aceasta, în primul rând, vestește un post. Spune, sunați cu trâmbița, vestiți un post. Am plăcut explicațiile pe care le-am găsit la reformatorul nostru iubit. El spunea că postul este... sau momentul în care nu mai mănânci, da? Nu poți din ăsta în care îți dau ăștia atât de multe bucate de post și așa de bune că nu faci nicio diferență că ții post. Și ai atât de multe mâncăruri bune de post încât ești și mai sănătos, te simți bine, mănânci și cât vrei, dar tu ții post.
Da? Nu poți din ăla, da? Când e un post adevărat, ca în Sfânta Scriptură, când e un post din ăsta adevărat și nu mănânci, prin asta, spune el, arăți că ești vrednic de moarte. Dom'le, nu mai mănânc, nu merit să mai trăiesc. De asta postez. Nu merit să mai trăiesc. Și Dumnezeu cere lucrul acesta lor. Da? Să-și pună trupul la foame și în felul acesta, când cârie stomacul, tot se aduce aminte. Eu de ce postez? Păi postez că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu și merit moartea pentru ce am făcut. E important să postim. Este foarte important să postim. Cheamă tot poporul la post. Vedeți, Dumnezeu nu spune, fiți atenți, am mai auzit în anumite ani, noi faceți o listă cu cei care vor să postească, care vrea să postească luni, care marți, care merg. Cine vrea să postească? Niciun fel de problemă. Cine vrea să postească? Ești chemat tot poporul la post. Tot poporul este chemat la post. Nu sunt întrebați dacă vor să postească, nu sunt întrebați dacă cât pot să postească, sunt chemați să postească. Dumnezeu cheamă poporul la post pentru că situația este atât de gravă încât face necesar acest post comun, public, comunitar, social. Chemați o adunare de sărbătoare. Poporul este chemat să se strângă, să facă o adunare de sărbătoare. Însă adunarea asta de sărbătoare nu este ca să celebreze ceva. Noi dacă spune cineva, avem o sărbătoare la biserică, la ce se va gândi cineva? Mă, dar ce aveți sărbătoare? Ce celebrați? Păi nu celebrăm nimica. Păi cum adică aveți o sărbătoare fără să celebrați nimica? Da, avea o adunare de sărbătoare în vederea pocăinței. Asta era adunarea de sărbătoare în vederea pocăinței. Vedeți că această adunare de sărbătoare este instituită de Dumnezeu, poruncită de Dumnezeu. Nu face nimeni o adunare de sărbătoare după capul lui în poporul Israel. Numai la noi fiecare face adunări de sărbătoare cum îl taie capul. Facem adunări de sărbătoare pentru nu știu ce, pentru nu știu. Nu, aici au făcut adunări de sărbătoare că așa le-a poruncit Dumnezeu, da? Au chemat o adunare de sărbătoare pentru că Dumnezeu le-a poruncit. Ar fi o aplicație pentru noi foarte importantă dacă ar fi să facem noi o sărbătoare, pentru ce am face? Dacă ar fi să stabilim o sărbătoare, pentru ce am stabilit eu? Am auzit într-o adunare cineva a făcut o adunare de sărbătoare pentru surorile văduve. Interesant, da. Ce să zic? Balul văduvelor, sau nu mai știu cum era, banchetul văduvelor sau ceva de genul, nu știu ce au sărbătorit acolo, dar au făcut. Pentru ce am face noi? Pentru ce-i face tu dacă ar fi să faci? Unii fac pe criterii de sport, pe criterii de muzică, pe tot felul de criterii, pe criterii de vârstă, pe criterii de probleme, pe criterii de... Oamenii fac tot felul de sărbători și dacă ne-am pune mintea la contribuție, am debitat tot felul de prostii. Vedem în locul acesta... Că adunarea de sărbătoare pe care Dumnezeu o cere și care este atât de importantă, este o adunare de sărbătoare în vederea pocăinței. Această autoritate de a chema la pocăință este dată slujitorilor. Noi trebuie să facem lucrul acesta și pentru biserică și pentru oamenii din lume. Dacă citiți Apocalipsa, Domnul Iisus Hristos care vorbește prin Ioan bisericilor din Apocalipsa, după ce le vorbește despre păcatele lor, se repetă un refren totdeauna. Indiferent care e problema lor, refrenul este același. Poezia e aceeași. Care? Pocăiește-te, dar. Și vorbește unei adunări. Nu spune pocăiți-vă una. Pocăiește-te, dar. Este o chemare a comunității între și veți vedea acolo unde sunt puțini credincioși. Și stare foarte gravă a adunării. Și Dumnezeu amenință adunarea cu distrugerea. Dumnezeu nu spune, a, o să-i las pe ăștia 2-3 care sunt acolo. Nu. Comunitatea întreagă este amenințată de Domnul Iisus Hristos cu distrugerea. Comunitatea întreagă este chemată să se pocăiască. Și apoi, de la versetul 16, vorbește despre o strângere a poporului. Este interesant, sunt prezentate trei categorii de oameni care toate într-un fel sunt vulnerabile. Uitați, aduceți pe bătrâni, strângeți copiii și chiar pruncii de la țâță, să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei. Acum bătrânii chemați ei la adunarea de sărbătoare. Copiii! Prunci de la țâță? Am zis cum, nici nu te poți ruga de ei, nici nu poți cânta de ei, nici nu poți asculta predica de ei. Ce să caute copiii în adunare de sărbătoare? Numai să ne strice nouă sărbătoare aici. Aveți într-o adunare de asta mare în care e sărbătoare. Și auzi un copil deodată, face acolo, toată lumea se întoarce. Bagă-i călușul, fă o foaie, ceva, pune în gură. Măi, noi suntem la sărbătoare aici, mă. Îi strica predica la frate, era la punctul ăla acolo, poate era la un punct în care dădea cu lacrimogenii sau cu ceva, ăla au stricat tot acolo. Păi ce a început acum, mașinile de fum, ăla s-a apucat la urlat acolo, da? Uitați ce spune Sfânta Scriptură. Chemați pe toată lumea, bătrâni, copii, mirele și mireasa din odaie. A pus și mirele și mireasa să vină la adunare. Situația era atât de gravă. Ceea ce Dumnezeu vestea era atât de important pentru viitorul poporului Israel, încât nu mai merita nici măcar să te bucuri de bucuriile legitime pe care Dumnezeu ți le-a dat. Nu avea Dumnezeu nicio problemă cu căsătoria. Situația e atât de gravă.
încât bucurile voastre nu mai au niciun fel de importanță acum, da? Dumnezeu cheamă toate categoriile vulnerabile de oameni să vină la această strângere de pocăință, la această strângere de pocăință. Este interesant și ordinea celor care sunt chemați. Este importantă această ordine. Dumnezeu cheamă întâi bătrânii. Eu am crescut la bloc. Și bătrânii beau, jucau zaruri, beau o bericică, mâncau niște semințe, stăteau acolo la taclare și vorbeau. Nu mai aveam probleme cu bătrânii. Stăteau pe bancă acolo și mai făcea câte un copil câte o trăsnaie. Cam în continuu să făceau trăsnaie. Dacă nu făcea unul, făcea altul. Dar așa e la bloc, n-ai cum. Da, cu minși, cu tot felul. Păi n-ai ce, atâta minși și pietre sunt. În ce să le arunci? Că-s bloc în stânga, bloc în dreapta, bloc în spate. În ce să arunci? În ce nimeri? Odată nimerești zidul, odată nimerești geamul, da? Depinde. Și auzeai câte un bătrân din ăsta începând să vorbească. Mă, că copiii ăștia, că pe vremea noastră, că pe vremea lui Ceaușescu, că pe vremea nu știu cui. Vai, generația de astăzi, nu știu cum și nu știu ce. Și ce interesant în pasajul acesta, primii pe care Dumnezeu îi cheamă la pocăință sunt bătrânii. Bisericile de astăzi sunt... Dar de ce sunt cum sunt? Că bisericile astea nu au apărut așa aiurea ca ciupercile după ploaie. Cine o planta în bisericile astea? Generația dinainte. Bătrânii de mai înainte. O, tinerii de astăzi cum sunt? O, pe vremea noastră. Păi bătrânii ăștia, cine au crescut, domnule? Sau cine nu i-a crescut? Cine nu i-a crescut? Nu? Bisericile astea nu s-au plantat singure. Nu ieșit într-o dimineață, buh, biserica Sfânta Treime. Buh, biserica Speranța. Buh, biserica Carismatică. Buh, biserica Ortodoxă. Nu! Asta s-a ocupat cineva. Cineva a făcut lucrurile în felul acesta. Dumnezeu îi cheamă pe bătrânii întâi la pocăință, pentru că bătrânii erau responsabili să învețe generația tânără, să fie un exemplu pentru generația tânără. Bătrânii erau primii responsabili de generația tânără. Și veți vedea în Sfânta Scriptură că principiul acesta se transmite în continuare. Când Apostolul Pavel vorbește despre femeile mai în vârstă, spune ele să învețe pe femeile mai tinere, da? Pe soțiile, pe mamele care au copii, pe soțiile care au bărbați, care au familie deja, da? Principiul acesta se repetă. Sunt chemați întâi bătrânii. Apoi vedeai că sunt chemați și copiii și chiar pruncii de la țâță. Acum ce să învețe copiii și pruncii de la țâță? Este foarte interesant. Eu am fost, într-adevăr, recunosc lucrul acesta, am fost mai drastic, mai dur, mai, nu știu cum să zic, mai radical cu primul nostru băiețel. Cred că așa se întâmplă de obicei. Primul cal de bătaie, ăla trage tot. Asta e. Pe ăla faci toate probele posibile și imposibile. Te probezi pe tine ca tată pe el. Înveți ce înseamnă să fii tată cu el. El la un an stătea în adunare la 40 de minute, 50 de minute la rugăciune, nemișcat. Mai imaginați ce am făcut cu el ca să stea 50 de minute nemișcat la adunare, da? Deci stăteau frații și surori, mai vedea câte o soră, că se mai uita plictisa. El nu. El stătea acolo drept și tata, nu, când o învăța să vorbească, primul lucru care îl întreba era următorul. Și acum are reflexul ăsta. S-a terminat. Da? Acum întrebarea este, de ce Dumnezeu spune să-i chemăm și pe copii și pe pruncii de la țâță? Este un automatism care se formează în copil. Copilul la 4, 5, 6, 7, 10 ani, lui nu mai e greu să stea în adunare dacă eu l-am învățat de mic. L-ai pus acolo, pentru nimeni nicio problemă să stea. El asta face de când? De când mă știu eu? De când m-a născut mama? Eu știu că două ceasuri nu mișc. Două ceasuri sau patru ceasuri pe săptămână, eu nu mișc, domnule. Eu două ceasuri trebuie să stau așa. De ce? Deocamdată nu știu, dar așa trebuie să stau. Că dacă nu stau, am încurcat-o. Ies afară, ia ta vegetație pe aici. Domnule, știu că trebuie să stau așa. Și ăsta ar fi un simplu motiv pentru care să-l aduci la casa Domnului de mic. E un automatism care se înscrie în el. Și nu-i va fi când l-a aduci, l-ai dus pe la grupe de copii, pe la tinere, până nu știu unde, locuri în care se distrează, se bucură, face una alta, l-a aduci deodată în adunare, toți stau serioși, la genunchi, pe genunchi, la rugăciune. Aha, mie nu-mi place adunarea asta. Mie nu-mi place adunarea asta. Noi cântăm imnuri. Aha, noi cântam cu zanga, 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 dranga. Ce? Nu ne plac cântările astea. Păi noi ne rugăm atâta. Noi făceam rugăciunea, ne rugam și pentru cățel, și pentru una alta. Mie nu-mi plac rugăciunea astea serioase, cu pocăință, cu nu știu ce. Eu nu așa am învățat. După ce l-ai învățat 15 ani așa, sau 18 ani așa, crezi tu că el o să intre într-un sistem din asta? Pleacă tinerii din biserici. De ce pleacă? Pentru că n-au fost aduși în felul acesta. Să învețe de mici, să intre automatismul ăsta în ei. Da? Chiar mă zice Scriptura, strângeți copiii și chiar pruncii de la țâță. Nu ni s-ar părea absurd lucrul ăsta astăzi. De ce înțeleg, domne, pruncii? Nu-i treaba ta asta ce înțeleg pruncii.
Dumnezeu, dacă aș lua simpla poruncă a lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-a poruncit lucrul ăsta. Fac, domnule, că Dumnezeu mi-a poruncit lucrul ăsta, fac cum Dumnezeu mi-a cerut. Fac cum Dumnezeu mi-a cerut. Sunt multe metode de a aduce, de a-i strânge, de a-i ține aici. Și sunt biserici care sunt prietenoase cu copiii și sunt biserici care nu suportă copiii. Sunt biserici care nu suportă copiii. Da? Sunt biserici în care fotaia acolo, foșnește unul sau altul. Problema nu e cu copiii, să știți. Eu nu sunt obligat că un copil a scăpat o mașinuță. N-ai văzut în viața ta un copil scăpând o mașinuță? Nu trebuie să mă întorc. Ce-a făcut? A scăpat o mașinuță jos? Părinți ăștia, uite copilul ăla a scăpat o mașinuță jos la 6 luni. Serios? Păi ce crezi că o să facă cu ea mai devreme sau mai târziu? Problema nu e cu el că o scăpat-o jos, el o să o scape de 1 milion de ori jos. Problema e cu mine. Că eu pot zic că o scăpat, nu e nicio problemă. Cuvântul Domnului atât de important încât și dacă ar scăpa ăștia o ladă cu mașinuțe pe jos, n-am niciun fel de problemă. Problema e și că o vine cu mașinuța la adunare, da? Bun. Uitați ce spune în continuare, da? Să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei. Dumnezeu n-are o problemă, foarte clar vedem lucrul acesta, Dumnezeu n-are o problemă cu mirele și cu mireasa. Nu are o problemă ei să se căsătorească, ci situația cerea ca ei să renunțe la bucuriile lor legitime și să vină la adunarea asta de sărbătoare. Foarte important de învățat principiul ăsta. Sunt bucurii legitime pe care le avem, fără niciun fel de discuție. Dar sunt momente în care bucuriile noastre legitime trebuie puse deoparte și un astfel de moment este când adunarea se strânge la sărbătoare. Domnule, duminică trebuie să mă duc să-mi vând mașina. Lasă, domnule, că ai timp să-ți vinzi altă dată mașina. Nu duminică dimineață te duci să-ți vinzi mașina. Numai duminică dimineață găsesc penii deschis. Serios? Numai duminică dimineață... O trebuie să mă duc la cumpărături. Serios? Deci n-ai avut toată săptămâna niciodată timp. El duminică dimineață, când e slujbă în casa Domnului, el trebuie să ducă să facă cumpărături. Și sunt multe și multe alte exemple. Vreau să vă spărați pe mine, nu știu dacă vă încadrați careva, dar nu este natural și normal lucrul acesta. Este o hotărâre a noastră sub călăuzirea Duhului Sfânt să ne întâlnim în felul acesta. În cazul acesta a fost o poruncă de la Dumnezeu. Toți oamenii trebuiau să se strângă acolo. Sunt lucruri, repet, legitime. Dar ce e păcat să mă duc acolo? Nu-i păcat, domnule, e păcat să te duci acum. E păcat să ne ignori pe noi toți. E păcat să spui că tu poți să te duci, noi nu ne putem duce. Asta e problema. E un păcat de dispreț, e un păcat de ignorare a metodelor Harului lui Dumnezeu. Dacă am înțelege în ochii lui Dumnezeu cât de importantă este această metodă a Harului, adică simpla prezența noastră în comunitatea Sfinților. Dacă înțelege cât de important este în ochii lui Dumnezeu și ar deveni și pentru noi important, n-am ratat nicio astfel de întâlnire. N-am ratat nicio astfel de întâlnire. Și sunt exemple în viețile noastre și eu am exemple în viața mea de oameni care au tratat cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea, adunarea cu maximă seriozitate. Cei care veniți din vremea răposatului știți foarte bine cum se lucra pe schimbul și tata în povestea. Domnule, venea dimineața, apuca să doarmă un ceas și trebuia să se ducă la adunare. Și se ducea. Nu se discuta. Nu se discuta să nu te duci. Imediat te căutau, frate. Unde ai fost? Păi am lucrat de noapte. Și ce? Noi nu lucrăm de noapte. Care e problema? Nu se punea la discuție. Nu se punea la discuție lucrul acesta, da? Nu se punea la discuție lucrul acesta. Apoi, Dumnezeu, foarte important, Dumnezeu, după ce cheamă la post, după ce cheamă adunarea la sărbătoare, după ce cheamă strângerea tuturor categoriilor de oameni, Dumnezeu spune aici, versetul 17 are un cuvânt special pentru preoți. Pentru comunitățile baptiste, cum ar fi, pentecostale, ce mai fi ele. Auziți ce spune? Slujitorii Domnului, preoții slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar. Când ați văzut ultima dată plângând un... nu plâns din ăla. Și m-am oprit, gata, imediat. Știți, nu la automatism din ăla. Da? Plâns adevărat. Dumnezeu cheamă preoții aici la mijlocire și văd în textul acesta faptul că slujitorii nu schema să-și facă meseria. Dom'le, n-am reușit nimic în viață, m-am făcut păstor. Greșit. Foarte greșit. Cel mai probabil nu ești chemat să fii păstor. Deci Dumnezeu nu ia toți, iertați-mă expresia, toți ratații lumii și face păstori. Mă, tu n-ai nimerit nimic în viață, sărmanul. Știi să vorbești? Da. Ce? Nu, știu să vorbesc, asta e important. Bun, tu ești bun, du-te la amvon și vorbești 50 minute. Nu despre asta e vorba. Nici vorba de așa ceva. Uitați-vă în Sfânta Scriptură, Dumnezeu a chemat oameni foarte capabili. A chemat mulți oameni pricepuți, a chemat oameni care aveau meserii. Unii erau păstori, unii făceau corturi, altul era unul dintre cei mai mari printre farisei. Erau oameni capabili, nu erau chiar așa. Crezi că ăștia au scris Sfânta Scriptură așa în transă? Oamenii au învățat limba greacă, oamenii au studiat. Ai făcut ei greșeli, da? Nu au fost oricine, da? Vezi, Dumnezeu nu-i cheamă pe oamenii aceștia să facă lucrarea ca pe meserie. Ei sunt chemați să plângă. De ce?
să se asocieze cu poporul, să simtă cu poporul. Erau parte din popor. Erau vinovați împreună cu poporul. Da? Preoții nu stau, hai plângeți, mai tare plângeți pentru păcatele pe care le-ați făcut. Nu, ei trebuiau să plângă împreună cu ei. Nu a făcut o adunare de post, noi nu avem timp să ne ducem la adunarea asta de post. Trebuie să ne pregătim pentru zi seară cu predica. Nu, erau chemați acolo în mijlocul poporului. În mijlocul poporului, nu știu. Nu cred că mintea noastră poate să cuprindă ce s-ar întâmpla numai în țara noastră. Dacă toți slujitorii Domnului ar face lucrul acesta. Dacă ar chema poporul la pocăință și dacă ei ar plânge împreună cu poporul. Dacă ar chema poporul la post și dacă ei ar plânge împreună cu și ar posti împreună cu poporul. Vedem tot felul de, și eu am fost, tot felul de conferințe. Conferințe pe tema cu tare. Cele mai răspândite, așa ca ciupercele după ploaie, otrăvitoare, sunt conferințele astea pe leadership. Cum să fii un lider mai bun? Toată lumea vrea să fie lider, domnule. Și dacă e un singur om lângă tine, să fii lider. Și ăla din lângă tine poate să fie liderul tău. Amândoi sunteți lideri. Mulțumim pe toată lumea. Nu a venit la conferințele noastre în care vine cineva și vă predică ghici de unde? Din Neemia. Toată lumea, cum să fii lider? Neemia, asta e singura carte care ai cunoscut. Neemia. Noi la facultate aveam o grămadă de americani care veneau și ne predicau Neemia. Noi ne săturasem, atâta ne-au predicat Neemia, numai să fim lider. Cum să fii lider mai bun? Cum să fii mai eficient? Un lider de succes? Și așa mai departe. Când o face conferința aia de post și de rugăciune? Deci, nu ne-a plăcut cum a făcut aia, conferința aia de post și rugăciune, că a fost ceva zurlit pe acolo și s-a întâmplat ceva. Faceți voi una. Cum e bine faceți-o? Uite așa, după Biblie, voi, ei nu au făcut-o după Biblie, hai să o facem noi după Biblie. Când o face conferințele alea? Congrese facem, conferințe facem. Ar fi, domnule, un congres. Ce s-ar întâmpla? Ar fi un congres baptist, numai de post și de rugăciune, în care să plângă numai slujitorii și să postească. Ce explozie ar fi! Eu sunt convins de lucrul acesta. Asta e chemarea lui Dumnezeu aici. Îi chemați preoții, slujitorii Domnului, oamenii care au cea mai mare lumină spirituală, oamenii care au cea mai mare sensibilitate spirituală sau care ar trebui să o aibă, ei ar trebui să fie cei mai predispuși la rugăciune și la post, nu? Dacă ei sunt oamenii care înțeleg cel mai bine situația, dacă ei sunt oamenii care văd cel mai clar gravitatea păcatului, dacă ei sunt oamenii care înțeleg cel mai bine amenințările și seriozitatea judecății lui Dumnezeu, ei ar trebui să fie aceia care sunt primii care să fugă la post și rugăciune. Să ne ajute Dumnezeu pe noi toți slujitorii să fim așa, să fim așa. Să plângă între tindă și altar și Dumnezeu le dictează rugăciunea. Nu spune, vă rugați după cum vă taie pe voi capul, că dacă îi pune să roagă oamenii în tot felul, da? Doamne, îndură-te de poporul tău. Când a fost ultima dată când ați auzit o rugăciune obișnuită? Doamne, ai milă de mine. Ni se pare așa de necomun, nu știu cum să spun, ni se pare așa de ciudat. Doamne, ai milă de mine. Hai bă, eu totuși copilul lui Dumnezeu, cum? Ai un sentiment așa, cum? Să ceri mila lui Dumnezeu. Cu cât înțelegi mai bine gravitatea situației, cu cât înțelegi mai bine gravitatea păcatului din viața ta, cu atât îți va fi mai ușor să apelezi la mila lui Dumnezeu. Cu cât te vezi mai nenorocit și știți ce este interesant? Este interesant modul în care ne rugăm uneori privat și cum ne rugăm public. Eu am văzut lucrul ăsta la mine. Dacă sunt privat, pot să mă fac în toate felurile înaintea lui Dumnezeu. Nu-i așa? Noi sunt un verme, sunt un nenorocit și dacă mai omorâi, ai fi drept. Îți prinde mizerie, Doamne, mi-e groază să spun ce am făcut, ce mi-a trecut prin cap. Deci nimenea. Când sunt în adunare, nu mai pot să intru în pielea mea din ăla care sunt acasă. Pielea mea de acasă, nu mai pot. Să altcineva. Scriptura nu mi prezintă lucrul acesta. Auzi ce spune Biblia. Biblia îi cheamă pe oamenii aceștia să apeleze, să ceară îndurarea lui Dumnezeu pentru popor. De ce? Pentru că e singurul motiv pentru care Dumnezeu ar face ceva în folosul nostru. Mila și îndurarea lui. Când auzi aberația, absurditatea asta. O, Dumnezeu n-ar fi drept să dea har numai la unii. N-are nicio treabă harul cu dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu dă har pentru că este milă de noi, pentru că se îndură de noi. Nu face Dumnezeu, ați-a dat ție, eu sunt comunist, trebuie să dau la toți și împărțim egal, dăm rații egale. Dumnezeu nu e comunist. Oamenii aceștia sunt chemați să apeleze la mila lui Dumnezeu, la îndurarea lui Dumnezeu. Doamne, vezi că la părinții noștri ne-ai dat? Nu-i corect să nu ne dai și nouă. Păi cum? Atâtea generații de oameni care au avut parte de harul tău și pe noi să ne lași fără har? Bă, aia cât har a avut aia? Nu-i corect. Apelăm noi la îndurarea ta, dar nu știu cum să zic, cam ești obligat să ne-o dai. Dumnezeu nu-i comunist. Mulți oameni cred că Dumnezeu așa. Mentalitate comunistă băgată în caracterul lui Dumnezeu. Dacă o dat la unii, dacă o dat cândva, sigur trebuie să dea totdeauna. Nici vorba de așa ceva.
Uitați-vă în pasajul acesta. Dumnezeu îi pune apelați la îndurarea și mila lui Dumnezeu. Nu există niciun alt criteriu și niciun alt motiv pentru care Dumnezeu ar putea să se îndure de poporul lui. Doamne, îndură-te de poporul tău. Nu da de ocară moștenirea ta, nu o face de bajocura popoarelor. Ăsta este unul dintre cele mai clare semne că e depărtată prezența Duhului Sfânt dintr-o adunare, când oamenii încep să-i ocărească pe pocăiți. Ce vedem noi astăzi? Doamne, a fost o vreme în care auzeai, eu știu că pocăiții nu fac asta, pocăiții niciodată n-ar face asta. Domnule, am un vecin, am un om la lucru. Am auzit oameni care au povestit, domnule, când intra pocăitul la lucru, nu mai spuneau porcării, nu mai spuneau mizerii, nu mai spuneau nimic. Asta acum stă el cu capul întors, dar mai râde și el, s-ar duce și el să râdă cu ei, s-ar duce și el să asculte bancul. Ba, ar știe și el câteva, dar știe că e pocăit și nu ne poate spune. A fost o perioadă în care lucrurile stăteau altfel și este o perioadă în care în viața unora lucrurile stau altfel. Sunt oameni pocăiți cu adevărat, oameni care fac cinste în numele lui Dumnezeu. Dar per total asta se împlinește ce spune Romani capitolul 2, dacă nu mă înșel. Din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. Du-te astăzi să predici Evanghelia cuiva și aproape sigur îl vei auzi spunându-ți cu nume, cum spunem noi, cu subiect și predicat, ce-o făcut. Corect sau nu? Mie îmi spui de ăla. Face asta, asta și îți dă domnule detalii, îți spune unde l-au văzut, ce-au făcut cu detalii. Lucrul ăsta nu este cum trebuie. Și ăsta este un semn al depărtării prezenței Duhului Sfânt din adunare. Este un semn. Este un semn al întristării Duhului Sfânt, al retragerii prezenței Domnului Iisus Hristos din adunările Lui. Asta este. Și uitați, chemarea lui Dumnezeu, rugăciunea pe care Dumnezeu le-o dă să o facă este asta. Nu da de ocară moștenirea ta. Nu mai face, Doamne, de bajocura popoarelor. Ar trebui să începem să ne rugăm așa. Doamne, pentru numele Tău, nu pentru noi. Nu pentru imaginea noastră în fața societății, ci pentru numele Tău, pentru că Te reprezentăm pe Tine, pentru că ne asociem pe Tine. Nu ne mai lăsa să mai facem ca numele Tău să fie ocorât. Ca numele Tău să fie bajocorit. Să nu mai auzi, să nu mai suport. Doamne, oprește-Te. Nu mai spune lucrul ăla despre Dumnezeu. Nu este așa. Noi nu suntem așa. Și să avem dovezi că nu suntem așa. Da? Să avem dovezi că nu suntem așa. Nu da de ocară moștenirea ta, nu o face de bajocura popoarelor. Pentru ce să se zică printre neamuri, vedeți toată miza care este. Miza nu suntem noi. Miza nu este imaginea noastră. Miza nu este reputația noastră. Miza este reputația lui Dumnezeu. De ce să se zică printre neamuri? Unde este Dumnezeul lor? Deci Dumnezeu ne spune nouă să ne pese în mod ultim de gloria lui Dumnezeu. De reputația lui Dumnezeu. Și eu cred că cu totul ar arăta diferit comportamentul, ar arăta diferit slujbele, dacă oamenii ar începe în mod ultim să le pese de reputația lui Dumnezeu. Să nu le mai pese de nimic, de reputația lui Dumnezeu. Să facă toate lucrurile având în mintea lor reputația lui Dumnezeu. Că asta spune Dumnezeu că e cel mai important. Să nu întrebe nimeni, unde e Dumnezeu? Ce e Dumnezeu, mă? Să nu poată spune nimeni lucrul acesta. Ci să spună cum Pavel... își dorește să se întâmple în biserica din Corint când intră un necredincios acolo să fie sub o asemenea cercetare puternică a Duhului Sfânt încât să zică Dumnezeu este în mijlocul vostru. Să recunoască prezența lui Dumnezeu. Și apoi, de la versetul 18 avem promisiunile care sunt făcute poporului Israel și ne uităm fugitiv la ele. Promisiuni de restaurare. În primul rând, Dumnezeu le dă îndurarea lui. Da? Mai înainte cer îndurarea. Și acum în versetul 18, Domnul a fost plin de râdă pentru țara lui și s-a îndurat de poporul său. Și ce este interesant? Că lucrurile încă nu avuseseră loc. Restaurarea încă nu s-a împlinit. Dar profetul Ioel spune, odată ce pocăința este, odată ce pocăința există, a fost înfăptuită, dar odată ce noi ne-am pocăit, promisiunea că Dumnezeu se va îndura este sigură. E ca și realizată. Acesta este felul în care noi privim promisiunile lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu sunt ca și realizate. Chiar dacă ele în fapt nu sunt, ele sunt ca și realizate, pentru că sunt promisiuni făcute de Dumnezeu. Ele pentru mine sunt realizate. De aceea Sfânta Scriptură vorbește, de exemplu, de atâtea ori despre slăvirea noastră sau proslăvirea noastră ca un fapt trecut. Pe aceea ea și proslăvit. Păi ce, noi suntem proslăviți? Faptic, real, nu suntem. Acum nu suntem proslăviți. Dar prin promisiunea lui Dumnezeu și lucrarea care este făcută în noi, noi suntem proslăviți. Este doar o chestiune de timp. Asta se cheamă siguranța mântuirii, nu? Despre asta vorbește Biblia. Promisiunea lui Dumnezeu este ca și împlinită. Dumnezeu le-a dat îndurarea lui. Ce se întâmplă după ce Dumnezeu le-a dat îndurarea lui? Al doilea lucru, zice versetul 19, Dumnezeu le dă o prosperitate de hrană, că asta le-a lipsit. Domnul a răspuns și a zis poporului său, iată, vă trimit grâu, must și un de lemn proaspăt, ca să vă săturați de ele
și nu vă mai, nu vă voi mai face de ocară între neamuri. Primul, al doilea lucru, pe lângă îndurare, Dumnezeu le dă hrană din belșug. Hrană din belșug. Nu e așa că pierdem din multe ori din vedere lucrul acesta extraordinar de important, că până și hrana pe care o avem este un dar de la Dumnezeu. De câte ori nu luăm de apucat lucrul ăsta? Nu e normal să ai de mâncare, măcar de mâncare să ai. Nu e normal. Nu sunt oameni care au fost înfometați? Nu sunt zeci, sute de milioane de oameni la ora actuală care suferă de foame, care mor de foame? Nu este un lucru de apucat. Faptul că avem hrana și o câștigăm ușor, nu este un semn că o putem câștiga fără Dumnezeu. Faptul că o câștigăm ușor este un semn al binecuvântării lui Dumnezeu. Faptul că o câștigăm, vezi, societatea în care trăim zice, a, noi putem să facem lucrurile fără Dumnezeu. Câtă prostie și nebunie. Faptul că Dumnezeu te ajută să câștigi ușor hrana, nu înseamnă că o câștigi fără Dumnezeu. Și lasă Dumnezeu evenimente, războaie, probleme, necazuri, cataclisme, situații pe pământ din când în când, ca să înțeleagă oamenii, ca avea simpla hrană pe masă, o numesc simplă cu glimele de rigoare, că nu e simplă, este un semn al îndurării lui Dumnezeu față de noi. După ce le promite hrana, prosperitate, hrană din belșug, Dumnezeu le spune că le va proteja și reputația. Zice, și nu vă vom mai face de ocară printre neamuri. Cât tânjez după lucrul ăsta. Bisericile Domnului Iisus Hristos să fie protejate de însuși Dumnezeu și reputația lor să fie protejată, pentru că implicit este protejată reputația lui Dumnezeu. Al patrulea lucru, Dumnezeu promite depărtarea vrăjmașului de la ei. Depărtarea vrăjmașului de la ei. Vor depărta de la voi pe vrăjmașul de la miază noapte, îl voi izgoni spre un pământ fără apă și pustiu, îi voi împinge partea dinaintea oștirii lui în marea de răsărit și coada oștirii lui în marea de apus, iar duhoarea lui se va ridica în sus și mirosul lui de putregai se va înălța în văzduh. Ați studiat o parte din Vechiul Testament cât timp am lipsit. Când Dumnezeu condamnă în Obadia poporul acela, care este motivul principal pentru care îl condamnă? Ce păcat a avut? Mândria. Exact același lucru spune Dumnezeu aici. Probabil este vorba despre același popor. Auziți, duhoarea lui se va ridica în sus, mirosul lui de putregaj se va înălța în văzduh. Distrugere totală, da? Putrezire, distrugere totală a acestui popor care l-a asuprit pe Israel. De ce? Că s-a crezut grozav. Acum problema, știți care este? Problema este că Dumnezeu face lucrul acesta nu doar cu neamuri mari. Dacă Dumnezeu, gândiți-vă, dacă Dumnezeu este gata să extirpe, să distrugă total un popor doar pentru faptul că este să crede grozav, că este în mândrie, ce credeți că va face Dumnezeu cu indivizi? Același lucru. Vedem în Noul Testament că Dumnezeu spune lucrul acesta pentru indivizi care fac parte din adunările locale. Smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har și îndurare, ca în locul acesta. Pe cei mândri Dumnezeu zice că i-a distrus. Asta a făcut în locul acesta. Dumnezeu i-a distrus. Că s-au crezut grozavi. Lucifer s-a crezut grozav. Nu? Avem cel mai important eveniment, da? Când a intrat păcatul în lume, când s-a generat păcatul. S-a crezut grozav. A vrut să fie ca Dumnezeu. Adam și Eva au vrut să fie și ei ca Dumnezeu. S-au crezut grozav și a venit nenorocirea. A cincea binecuvântare pe care o promite versetul 21 este o bucurie, auziți, a pământului, personifică pământul. Zice, nu te teme pământule, ci bucură-te și veselește-te, căci Domnul face lucruri mari. Vedeți, în Romani, capitolul 8, ni se arată că și creația suferă din cauza păcatului omului. Și creația suferă din cauza păcatului omului. Este o influență, o consecință a păcatului nostru care se duce până în creație. Când Dumnezeu restaurează în urma pocăinței, în urma îndepărtării păcatului, în urma iertării păcatului, în urma ștergerii păcatului, este o bucurie care vine și în creație. Apoi vorbește despre animale și pomi roditori. Așa s-a binecuvântare. Nu vă temeți fiare de pe câmp, că și ele au suferit. Căci slazurile pustii iarăși vor înverzi. Pomii își vor da roadele. Smochinul și vița își vor da rodul lor. Și în final vorbește despre copiii Sionului. Și ei vor fi binecuvântați în mai multe feluri. Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă. De ce? Păi uite câte prosperitate ai. Nu de asta. Prosperitatea a venit.
Însă binecuvântările materiale pentru poporul Israel au fost date ca să vadă pe Dumnezeu. Și pentru noi binecuvântările materiale ne sunt lăsate și ne sunt date ca să vedem pe Dumnezeu. Să le luăm cu mulțumire. Mulțumire către cine? Către Dumnezeu. Nu vedeți dumneavoastră în Romani capitolul 1, unul dintre păcatele capitale ale societății abandonate de Dumnezeu, unul dintre pasajele clasice, da? Unul dintre păcatele capitale este că l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit. Și Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor. Pentru că n-au recunoscut că în lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat, în lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dat în stăpânire, Dumnezeu este autorul, Dumnezeu este sursa, Dumnezeu este providența, Dumnezeu este cel care poartă de grijă, care dă și care are grijă de toată creația lui, inclusiv de noi, cu atât mai mult de noi. Și cheamă poporul la bucurie în Domnul Dumnezeul vostru. Eu mă bucur în Dumnezeu. Noi toți ne bucurăm, oamenii se bucură în general de binecuvântările pe care le dă Dumnezeu. Întrebarea este dacă ne bucurăm și în Dătătorul care ne le dă. Dacă vedem prin ele pe Dumnezeul nostru, bunătatea Lui față de noi, mila, îndurarea Lui față de noi. Vedeți, oamenii sunt de acord să accepte că Dumnezeu ne binecuvântează, chiar oamenii Dumnezeu, că Dumnezeu ne binecuvântează fiindcă este bun. Dar Dumnezeu ne binecuvântează și fiindcă este îndurător și milos. Când vorbești despre îndurare și milă, înseamnă că tu ești într-o stare nenorocită, ești într-o stare de neputință și Dumnezeu te binecuvântează în ciuda a ceea ce ești, nu datorită a ceea ce ești. A, Dumnezeu e bun cu mine. Nu, Dumnezeu e milos, îndurător cu tine. Pasajul acesta ancorează toate aceste binecuvântări în prima binecuvântare, adică că Dumnezeu este plin de râvnă pentru poporul lui și s-a îndurat de poporul lui. I-a fost milă de poporul lui. Dar cum îi binecuvântează Dumnezeu pe copiii Sionului? Îi chemați la bucurie în el. Zice, le va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie și târzie ca odinioară. Da? Le dă ploaie. Dumnezeu le dă prosperitate, că dacă e ploaie, e și prosperitate la câmp. Ariile se vor umplea de grâu, auziți? Se vor umplea de grâu. Vor geme tocitoarele și teascurile de muș și de undele. Câți dintre dumneavoastră aveți frigiderul gol azi? Câți dintre dumneavoastră vă puteți duce și spune-mi un singur lucru pe mâncare azi? Numai roșii, de exemplu, sau numai castraveți. Aveți mai multe lucruri, nu pe acolo. Care aveți mai multe lucruri? Știu la cine vin la miază. Nu am. Dar este un semn al binecuvântării lui Dumnezeu. Zice, se vor umplea de grâu, gemeau. Gem la mulți dintre noi frigiderile. Este un semn al binecuvântării lui Dumnezeu. Dumnezeu restaurează, zice, vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele Arbech, Elec, Hasil și Gazam, oștirea mea cea mare pe care am trimis-o împotriva voastră. Dumnezeu trimite o pedeapsă și Dumnezeu este acela care restaurează prăpădul care s-a făcut în una pedepsei trimise de el. Dumnezeu poate restaura. Sunt mulți oameni credincioși care nu cred în restaurarea lui Dumnezeu. Știu că Dumnezeu m-a iertat. Dar lucrul ăsta nu se mai rezolvă niciodată dintre mine și soția mea. Știu că Dumnezeu ne iartă. Dar lucrul ăsta în familia noastră e pierdut pentru totdeauna. Știu că Dumnezeu ne iartă. Dar lucrul ăsta făcut în adunare e irecuperabil. Nu este așa. Dumnezeu poate să restaureze. Dumnezeu are puterea aceasta. Dumnezeu vedem că are predispoziția aceasta de a binecuvânta, de a restaura. Și este foarte interesant că această nenorocire pe care noi o vedem descrisă în capitolul 1, venită prin aceste lăcuste, prăpăd total, da? Foc, ardere totală, distrugere totală, nu mai aveau ăștia mâncare, nu mai aveau ni să aducă la templu. Prăpăd total. Acest prăpăd vine de la Dumnezeu. Sunt oameni care spun și astăzi cu o convingere de 100% și chiar auzeam recent la această televiziune super mega eretică Alfa și Omega, în care un super eretic spunea, cum să, asta e o blasfemie la adresa lui Dumnezeu, să spui că Dumnezeu trimite nenorociri. Bajocoriți pe Dumnezeu. Da, citește capitolul 1 din Ioel și auzi ce spune despre nenorocirea. Oștirea mea ce mare pe care am trimis-o împotriva voastră. Cine a trimis-o? Dumnezeu a trimis-o. Dumnezeu a fost în control total. Dumnezeu vedea și aproba pe zi ce trece tot prăpădul, toată nenorocirea care mătura tot Israelul. Dumnezeu a aproba și El a trimis. El a încuvințat și El s-a asigurat că prăpădul va fi total acolo. Dumnezeu. Dar tot Dumnezeu ne învață Sfânta Scriptură că este acela care a făcut restaurare. Este Dumnezeu acela care a adus o prosperitate mai mare decât a fost înainte. Citiți cartea Iov. Ei zic, păi Dumnezeu l-a lăsat pe Satana. Știți ce spune autorul cărții Iov, inspirat de Duhul Sfânt? Autorul cărții Iov, inspirat de Duhul Sfânt, spune la sfârșitul cărții Iov că au venit să-l mângâie pe Iov pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul.
Iov nu spune, Dumnezeu a dat, Satana a luat, Satana fie blestemat, Domnul fie binecuvântat. Nu spune Iov așa ceva. Spune, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Iov își pierdea mințile dacă nu credea în suveranitatea totală a lui Dumnezeu. Dacă eu aș crede astăzi, dacă aș fi carismatic, consecvent și aș crede astăzi că Satana îi așa în luptă cu Dumnezeu și Satana poate să-mi facă praf viața, eu mi-aș pierde mințile. Dar eu pot să dorm liniștit că indiferent ce s-ar întâmpla, eu știu că se pot întâmpla nenorociri. Eu cred că se întâmplă nenorociri la mulți credincioși, dar cred că Dumnezeu e în control și Dumnezeu trece cu mine prin valea umbrei morții, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta este diferența, o diferență foarte mare. Foarte mare. Veți mânca, auziți, veți mânca și vă veți sătura. Crezi că și satisfacția și mâncarea este un dar de la Dumnezeu? Sunt oameni putreți de bogați care nu pot să mănânce. Nu se pot bucura de mâncărurile lor. Numai să-ți ia Dumnezeu gustul. Sau pregătești, nu știu dacă vi s-a întâmplat, pregătești un ospăț din ăsta mare, poate cu familia, poate cu tot clanul. Și se întâmplă atunci un eveniment, face unul boacă, nu se întâmplă ceva. Nu mai e nicio bucurie, nicio fericire, nimeni nu se bucură. Nici de salată, nici de sarmale, nici de măligă, nici de brânză, de nimic. S-o-s toată bucuria. A avea satisfacție, a avea simplă satisfacție că te-ai pus la masă și mănânci, este un dar și un har de la Dumnezeu. Noi trebuie să conștientizăm, Dumnezeu este deja în controlul tuturor lucrurilor și prezent în viețile noastre. Noi trebuie să conștientizăm lucrul acesta și să ne afecteze atitudinea, să ne afecteze trăirea. Veți mânca și vă veți sătura. Este o promisiune de la Dumnezeu asta. Nu ce se va întâmpla pur și simplu. Nu este un rezultat a binecuvântării lui Dumnezeu. Veți mânca și vă veți sătura și veți lăuda numele Domnului Dumnezeului vostru care va face minuni cu voi. Și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. Vezi, Dumnezeu restaurează și închinarea. Un popor binecuvântat este un popor care se închină lui Dumnezeu. Care laudă pe Dumnezeu. Pentru ce laudă, care a făcut minuni cu ei. Care i-a restaurat. Toți dintre noi care suntem născuți din nou și ne-am pocăit și ne-am pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, avem viața restaurată. Pe baza îndurării, mile, harul lui Dumnezeu arătat în Domnul Iisus Hristos. Rezultatul unei vieți restaurate, ca în cazul lor, este o viață de închinare și de laudă la adresa lui Dumnezeu. Pe zi ce trece viața, mintea ta de credincios se luminează tot mai mult prin Duhul Sfânt și înțelegi cât de imposibil îți era ție să te scoți din groapa din care Dumnezeu te-a scos. Și cu trecerea timpului nu devii mai indiferent și insensibil la evenimentul nașterii tale din nou, ci devii mai sensibil decât ai fost înainte. Vezi mai bine de unde te-a scos Dumnezeu. Vezi mai clar cât a fost de gravă situația ta. Nu este așa? Eu am văzut oameni de 40 de ani, 50 de ani de pocăință care plângeau de fiecare dată când își aduceau aminte de momentul în care Dumnezeu i-a scos din groapă. De ce? Că cu trecerea timpului n-au devenit mai insensibili. Ci au devenit mai sensibili, fiindcă sunt născuți din nou și au lucrarea Duhului Sfânt în viața lor. Și așa spune, după restaurare, zice, vor lăuda pe Dumnezeu care va face minuni cu voi. Cea mai mare minune nu este Dumnezeu să-mi dea mâna înapoi dacă mi-a fost amputată. Cea mai mare minune nu este Dumnezeu să mă curețe de cancer. Este o minune și asta. Și un har de la Dumnezeu, fie că o face doctorul, fie că o face Dumnezeu direct în urma rugăciunii adunării sau fără rugăciunea adunării. Este și asta o minune de la Dumnezeu. Cea mai mare minune este ca Dumnezeu să-mi transforme sufletul și să mântuiască viața. Asta e cea mai mare minune. Și asta mă face pe mine să mă închin și să laud pe Dumnezeu. Și să laud pe Dumnezeu. Versetul 27. Toată restaurarea asta este o restaurare pe care poporul o conștientizează. Și veți ști că eu sunt în mijlocul lui Israel. Asta e cea mai mare binecuvântare. Să știe o adunare, o comunitate, că Dumnezeu este în mijlocul ei. Nu că scoate noi un verset din context, spune unde sunt doi sau trei, n-au venit toată lumea la adunare și Domnul în mijlocul nostru, da? Nu din astea. Adevărat că Dumnezeu lucrează în locul acela, da? Că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și nu este altul afară de mine. Și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. Vezi, încheie pasajul acesta, începe binecuvântarea cu îndurarea lui Dumnezeu și se încheie binecuvântarea pentru poporul Israel, pentru poporul lui Dumnezeu, cu această doxologie, cu această exprimare doctrinară. Veți ști, 1, că eu sunt în mijlocul lui Israel. 2, veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 3, veți ști că nu este altul afară de mine. În centru tuturor lucrurilor este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Este o mutație, o mutație și teoretică și doctrinară, dar și practică astăzi. De la o gândire și la o practică teocentrică, centrată în jurul lui Dumnezeu, la o gândire și o practică umanistă, antropocentrică, centrată în om. Ce îți place ție? Cum ne simțim noi bine? Ce ne-ar plăcea nouă să fie? Totul este judecat după om.
totul este judecat după om. Scriptura ne arată foarte clar și în pasajul acesta, poporul Israel, după restaurare, îl are în centru pe Dumnezeu. Cea mai mare bucurie a lor, cea mai mare bucurie a lor este că din nou știau că Dumnezeu este prezent în mijlocul lor și că ăla e singurul Dumnezeu adevărat. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi cu pocăință. Și putem fi siguri că în urma pocăinței Dumnezeu restaurează în multe feluri, așa cum hotărăște El în suveranitatea Lui și că binecuvântează comunitățile pe care le restaurează și care s-au pocăit cu o manifestare specială puternică a Duhului Sfânt. Asta îmi doresc pentru noi și Dumnezeu să ne ajute în felul acesta. Amin. Amin.